Dar odată cu schimbarea de la 1 aprilie a platformei de vaccinare, în sensul că vom ști exact cu ce anume ne vaccinăm, nu vă temeți că poate românii nu o să mai vrea să se vaccineze cu AstraZeneca, spre exemplu, pentru că au la îndemână, da, această alegere. Pot alege să nu se vaccineze cu AstraZeneca și astfel să rămânem cu dozele de vaccin. Să știți că din această perspectivă, cifrele pe care le avem ne spun următorul aspect. Sigur că sunt oameni care se aleg să-și anuleze sau să-și modifice programarea cu AstraZeneca, dar sunt mult mai mulți oameni care vin imediat și ocupă locurile disponibile, lăsate disponibile de aceste anulări. Deci trendul este unul care denotă faptul că s-a înțeles, sigur, a fost un eveniment care a fost elucidat în sensul în care nu s-a putut identifica o relație de cauzalitate între vaccinarea cu AstraZeneca și acele evenimente de care vorbeam. Atâta timp cât nu a venit această decizie, sigur că puteau să planeze eventuale semne de întrebare. Lucru care s-a văzut și în programări. Au fost, într-adevăr, mai mulți oameni care au anulat programările la AstraZeneca. La fel și atunci erau suplimentar, veneau alți oameni, alte persoane care ocupau locurile respective. Acest fenomen, să știți că a fost unul tranzitoriu pentru respectiva situație și nu mai reprezintă un fenomen în momentul de față. Nu mai vorbim de același număr de persoane care își anulează programările și acum vorbim de o situație mai degrabă generală, aș spune, în care un număr de câteva mii de persoane care își anulează programarea în fiecare zi, dar trebuie să ținem cont că astea sunt cel mai probabil date de motive subiective. Spre exemplu, în ultimele 24 de ore raportat la momentul de ieri seară, s-au vaccinat 58.000 de persoane. La 58.000 de persoane vaccinate este cumva normal și firesc să apară diverse situații subiective, personale, fie să nu poți în momentul respectiv, să intervină ceva, să nu fii în localitate și așa mai departe. Deci nu sunt chestiuni care țin de schimbarea atitudinii sau percepției vis-a-vis de vaccinare, sunt mai degrabă chestiuni care țin de o situație de moment.